Îl salut în aceste momente pe Sorin Câmpeanu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Bună seara! Începem discuția de aici, de la faptul că toată lumea s-a săturat să stea în online. Bun, copiii am văzut și este părinții, absolut toată lumea. Din acest moment, cine mai rămâne în online? Și dacă vreți, este și prima întrebare a serii. Din păcate, 10% din numărul elevilor din România vor fi nevoiți și săptămâna viitoare să rămână în online. Este vorba de elevii din școlile din cele 654 de localități în care rata de infectare este astăzi mai mare de 1 la 1000. Este vorba de elevii claselor a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a din aceste 654 de localități. Toți ceilalți elevi, în număr de peste 2,6 milioane, care învață în localități în număr de 2527, în care rata de infectare este mai mică de 1 la 1000, vor putea merge săptămâna viitoare, 17-23 mai, la școală cu prezență fizică. Să sperăm că vinerea viitoare, pe 21 mai, când este și zi de sărbătoare, vom avea șansa unei rate de infectare sub 1 la 1000, în multe localități, printre care și Bucureștiul, care înregistrează astăzi o rată de infectare de 1,21 la mie, puțin peste 1 la mie. Conform ordinului de ministru comun, educație, sănătate, toate școlile funcționează săptămâna viitoare după rata de infectare din ziua de vineri a săptămânii precedente, deci din ziua de astăzi, vineri 14 mai, în care, repet, avem 654 de localități, în care 300.000 de elevi nu vor putea merge săptămâna viitoare la școală cu prezență fizică. Pe de altă parte însă, aș vrea să precizez că școala a beneficiat de primele măsuri de relaxare, să spunem, odată cu reîntoarcerea din vacanță, pe 5 mai, reamintesc faptul că școlile au fost acelea care, grație unui ordin comun al Ministrului Educației și Sănătății, au putut să înceapă cu prezență fizică școlile speciale, care vreme de multe săptămâni n-au putut să asigure serviciile de logopedie, kinetoterapie și alte servicii imposibil de asigurat în online. Tot de pe 5 mai s-au putut întoarce la școală elevii înscriși în programul de ore de recuperare și de asemenea a fost luată decizia posibilității de prezență fizică în școli a claselor terminale fără condiția de înjumătățire a efectivelor. Acum, singurul lucru care va face diferența săptămâna viitoare față de săptămâna aceasta sunt cei peste 100.000 de elevi care vor putea merge la școală pe baza unei rate de infectare mai scăzute și este posibilitatea de renunțare la obligativitatea purtării măștii de protecție în curtea școlii, în spațiile deschise, Ministerul Educației transmițând astăzi către școli solicitarea de a păstra programul orar decalat, pauze decalate, care să evite aglomerările de elevi în curtea școlii. Deci, practic, se va putea renunța la obligativitatea purtării măștii de protecție. Noi avem trei întrebări și le numim întrebările zilei, pentru că după ce am auzit toate declarațiile ce au fost făcute în spațiul public și de către oficialii din guvern și de către cei din zona asociațiilor de părinți și de către elevi, așadar, au rămas aceste trei întrebări extrem de importante. 1. Vor mai purta copiii mască de acum încolo? Este prima întrebare și imediat vine și răspunsul dumneavoastră. A doua întrebare ar fi, cine mai face școală online de săptămâna viitoare? Spuneați că undeva 10% dintre elevi vedem în mod concret datele, iar cea de-a treia întrebare, când și mai ales cum se poate recupera, domnule ministru, anul pandemiei în educație, căci știm exact cât de afectați sunt copiii. Așadar, sunt aceste trei întrebări. Răspunsurile dumneavoastră. La primele două întrebări, răspunsul este foarte clar. Masca de protecție rămâne obligatorie doar în spațiile închise. Masca de protecție poate să nu fie purtată în spațiile deschise, în curtea școlii, cu condiția evitării aglomerărilor. Condiție îndeplinită, deoarece școlile adaptează programul orar în așa fel încât să se decaleze pauzele, să se evite aglomerările. Cea de-a doua întrebare.
sunt într-adevăr 300.000 de elevi. Din 654 de localități, este dificil să le enumerăm în direct, însă ele pot fi găsite pe site-ul Ministerului Educației. Cele 654 de localități în care rata de infectare este mai mare de 1 la 1000. În aceste localități, elevii din clasele 5, 6, 7, 9, 10, 11, din păcate, săptămâna viitoare vor trebui să rămână în online. Cea de-a treia întrebare este cea mai dificilă. Răspunsul foarte onest este că pierderile generate de predarea online în sistemul de învățământ românesc, precum în orice alt sistem, inclusiv în sistemele de educație considerate ca fiind avansate, sunt foarte greu de recuperat. Din acest motiv, Ministerul Educației a propus continuarea programului de recuperare a acestor pierderi pe întreg parcursul anului școlar viitor. Din păcate însă, elevii claselor terminale, care își vor încheia perioada de studii într-un anumit ciclu de învățământ, nu vor avea șansa recuperării acestor pierderi pe parcursul anului viitor. Tocmai din acest motiv, fiecare săptămână de prezență fizică în școală este extrem de importantă. Chiar dacă a fost contestată decizia de extindere a vacanței de primăvară, care extinderea a generat și extinderea semestrului 2 cu o săptămână, în loc să se încheie pe 18 iunie, se va încheia pe 25 iunie, acest lucru a generat cel puțin pe această perioadă posibilitatea de prezență fizică. Pentru că sunt convins că trendul descendent al ratei de infectare va fi confirmat inclusiv la 2 săptămâni după revenirea din vacanță, este vorba de ziua de 19 mai. Sunt convins că va merge bine campania de vaccinare și aceste 2 condiții fiind îndeplinite, sunt convins că vom avea săptămâni bune de școală cu prezență fizică pentru toți elevii până pe data de 25 iunie, data la în care se încheie semestrul 2 pentru toți elevii, cu excepția celor din clasele terminale, care vor finaliza semestrul 2 mai devreme pentru a susține examenul de evaluare națională începând cu data de 22 iunie și de bacalaureat începând cu data de 28.